Coaliția aflată la guvernare caută soluții pentru prețul tot mai mare al energiei. Într-un an, tarifele cerute de distribuitori s-au dublat. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere guvernului să vină cu o reglementare a prețului la curent pentru case și apartamente. El a cerut executivului ca până la începutul lunii septembrie să aprobe un nou act normativ cu măsuri de sprijin în domeniul energiei. De cealaltă parte, premierul susține că partidul din care face parte ar fi de acord cu o plafonare la nivelul costurilor de producție și a energiei. Au fost discuții la guvern, inclusiv cu autoritatea de reglementare în domeniul energiei. Pe masa guvernului a ajuns raportul Ministerului Energiei cu investițiile pe care România le poate face pe termen mediu și lung pentru a dezvolta capacitățile de producție de curent și gaz. Și ANRE a analizat evoluția prețurilor la energie și efectele măsurilor de compensare și plafonare care se aplică din aprilie. Pe baza acestor documente, premierul va stabili ce soluții poate găsi pentru această iarnă când prețurile vor exploda, dar și câți bani poate aloca pentru a sprijini populația. Socialdemocrații vor ca noile măsuri să fie aprobate până la începutul lui septembrie. Ce am stabilit cu primul ministru, foarte clar că prețul de 0,6808 rămâne nemodificat pentru persoanele fizice, cel puțin pe zona casnică. Trebuie venită cu o reglementare a prețului. A fost vândută energia cu 300-400 anul trecut, iar astăzi o cumpărăm cu toții la un preț de 3000. Avem o supraimpozitare la producători, dar și acolo cineva a strecurat în ordonanță să fie luat prețul mediu. În momentul de față, partea de reglementare într-o piață liberă a energiei aș traduce-o de manera plafonării, adică dacă va fi nevoie să punem niște plafoane la nivelul prețurilor, costurile de producție și prețul energiei, este o măsură pe care Partidul Național Liberal o susține. 23% din energia pe anul viitor a fost deja vândută. Nu e energie disponibilă pe piață, ea este blocată la alții decât la producători. Între producători și furnizorul care are în spate clienți finali, se interpun o serie de alți furnizori și traderi. Energia este cumva între aceștia vândută și revândută. Reprezentanții ANRE și Ministerului Energiei au programate consultări cu producătorii, distribuitorii, furnizorii și ceilalți actori implicați în piața energiei. Vor trimite apoi guvernului propuneri pentru a proteja populația și mediul privat de efectele creșterii prețurilor în perioada următoare.